Mai este, haide să intrăm în auto, că e frig aici afară. Da, mă, că am scris o poezie, mă filmez când vin și pui după aia, cum citesc eu poezia, mă, ai înțeles? Da, da, da. Fiare, poezie. Ce faci, iubito, pasărea gâtul, gândul, luna ce albastră se ridică, peste cuvintele care ne scrijelesc. Taci, mă, din gură. Scrijelesc pe piatra ochiului tău. Foarte, foarte. Că matematica gândului o scoate, o aruncă. Scoate, o aruncă. În fântâna, fântâna reprezentată de pântecul tău, iubito. Hmm? Foarte frumos, maestre, dar haideți să intrăm înăuntru, că e frig afară și nu știu dacă mai rezistă aparatele. Amă, că intrăm, nu. Ne aflăm acasă la poetul Nichita Stănescu. Așa, și ce vrei de la mine? Cum vă vine inspirația, maestre? Bă, deci hai să spun că eu nu suport bețivi. Bine, mă deranjează întotdeauna oamenii bețivi, înțelegi? Și vine la mine alaltă ieri cine? Dumitru Prunariu. Că e vecinul meu care locuiește deasupra mea, să-i dau o bormașină sau nu știu. Scuze de bețiv, înțelegi? Nu-i trebuia bormașină. Zice, ai că am un schnaps de la unchiul meu din Germania. Zic, ce schnaps ai, mă, nea Dumitru, din unchiul tot din Germania? Că eu vreau să scriu o poezie. Zice, lasă, hai să bem aici. Zic, bine, mă, ca să scap de tine, hai să terminăm cu schnapsul ăsta, firariel să fie de schnaps și pe urmă să mă lași să scriu o poezie, înțelegi? Zice, hai că îți dau eu subiecte de poezie. Zic, nea Dumitru, lasă că am și eu singur subiecte de poezie. Dar asta e treaba cu bețivii, că nu mai reușesc să scap de ei. Maestre, dar dumneavoastră, dacă l-ați văzut că e așa, trebuia să-l dați afară, pentru că dumneavoastră aveți o datorie, da. Dumneavoastră trebuie să scrieți, dumneavoastră asta trebuie să vă... Asta e problema mea, că sunt prea bun, domnule. Și pe urmă, după ce am terminat sărăcia aia de schnaps, se duce ăsta înapoi sus și eu m-am pus să scriu o poezie. Zici, ce poezie crezi că am scris? Nu știu, maestre. Te întreb. N-am idee. Nu știi? Stai că zic acum ce poezie am scris. Ce faci, iubito, pasărea gândul? Maestre, nu vă supărați, dar ați mai zis-o pe asta. Nu?